Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Suntem într-o perioadă extrem de interesantă din punct de vedere sanitar, economic, social. Unii vorbesc încă de primul val, unii specialiști vorbesc de al doilea val, așteptăm al treilea val, unele universități, vorbesc mari universități, vorbesc de reîntoarcere la cursuri în toamna anului 2021, alții 2022, alții în 2023. Probabil știu ei ceva ce noi nu știm. Lumea medicală este împărțită, lumea politică, ca întotdeauna, este împărțită. Noi suntem împărțiți, deja facem parte din secte diferite, pro-mască, anti-mască, pro-dezinfectante, anti-dezinfectante, pro-lockdown, anti-lockdown. Există țări care au luat măsuri diferite, au abordat politici diferite, comunicări diferite și au rezultate asemănătoare. Pare că cineva a stins luminița de la capătul tunelului. L-am invitat pentru o analiză pe un prieten, lector universitar dr. Laurențiu Petrila, specialist în sociologie politică și în ceea ce ține de mișcările care se petrec în Europa în ultimul secol, da? Bine ai revenit! Suntem la a doua bine, sau la a treia? Bine v-am regăsit! Da, bine ai revenit în studio pentru discuție, sper eu, aplicată pe ce se întâmplă după ce ni se întâmplă, ce poate fi mai rău în anul ăsta. Deja revista Time și-a publicat proiectul de copertă, anul 2020 tăiat cu o cruce, și se intitulează numărul anul 2020 cel mai prost an de până acum. Am trăit o criză sanitară, dar se pare că sunt câteva crize consecvente acesteia, da? Ceva mai rău de atâta ne așteaptă, criză economică, criză politică. Ce spune specialistul? Specialiștii spun multe vis-a-vis de crizele care se asociază acestei crize sanitare. Uh-huh. Aș face o mică paranteză vis-a-vis de o știre pe care am citit-o azi dimineață. Uh-huh. S-a dat de la INS cifrele privitoare la nașterile care au avut loc în anul 2020. Uh-huh. Și sunt cu 30.000 de nașteri mai puține decât anul trecut. Uh-huh. Și cea mai mică cifră din ultimii 7 ani. Și am făcut un calcul, 30.000 împărțit la 41 de administrări din acestea județene, și mi-au ieșit 731 de copii lipsă, împărțit la 25 media pe clasă. Deci când ar fi trebuit să înceapă clasa 0, sau când termină o învățătoare ciclu până în clasa 4, și ar trebui să reia clasele, ne aflăm cu un minus de 29, ceva clase pe județ. Enorm. Enorm. Asta înseamnă o criză... Bine, asta este doar o imagine foarte apocaliptică care poate să sperie sistemul de educație, care oricum este într-o criză de când s-a tot propus toate reformele respective. Și asociat cu aceste consecințe demografice care se întâmplă la ora actuală în România și de mulți ani de zile, de fapt, cred că vor mai fi niște crize dublate de acest învățământ online, care are foarte multe implicații, dincolo de aspecte cognitive, de înțelegere profundă a lucrurilor și de niște mecanisme repetitorii care se întâmplă la clasă, pe care nu le mai poți face acasă. Sunt niște lucruri care profesorul Miclea a insistat foarte mult pentru reluarea activităților, mai ales pentru categoriile de școlari care încă sunt într-o fază de formare. Clasele 1-4. Clasele 1-4, da. În mod special. Eu vă dau un exemplu fără să atac guvernarea, pentru că nu-i scopul meu și nu
N-au mai trecut prin așa ceva, că multă lume se leagă de ceea ce s-a întâmplat în ultimul an și au zis, mai nu știm noi, dar nu știe nici Germania, nu știe nici Austria, nu știu nici nordici, nu știe nimeni acum, oricine ar fi fost. Un vecin de al meu care are copil cu câteva săptămâni mai mic al meu, dimineața își duce copilul la creșă, poate pentru că e la creșă și nu e considerată instituție de învățământ, iar al meu, pentru că e la grădiniță, nu pot să-l duc, pentru că e considerată unitate de învățământ. Extraordinar. Sunt niște lucruri care creează foarte multă frustrare. Eu lucrez online, predau acasă online, soția predă din bucătărie, copilul, vă dați seama că nu l-am pus, educatoarele ne mai trimit câte un video. Era bine discos la discuție și la o discuție profundă, mai ales de experți în educație, care până nu de mult ne atrăgeau atenția cu experții în sănătate publică despre expunerea la video, nu? După această atenționare și toată ziua conferințe și conferințe în care prezentam rapoartele Academiei Pediatrice din Statele Unite despre modul în care se dezvoltă ADHD, autism, alte boli asociate expunerii la digitalului. La sticlă, da. Acum i-am pus pe toți acolo. Astea sunt niște crize care sunt cu bătaie foarte lungă și care doar ne pune să ne gândim că nu avem ce să facem. Da, ce să mai spunem, odată că mulți cunoscuți prieteni, acum noi ne-am reîntors cumva, cazul nostru este altfel, este excepție pentru că nu facem școală tradițională, n-am intenționat cu acest ultim copil al nostru să facem școală în mod tradițional, dar avem copil de vârsta copiilor altor prieteni și aceia sunt în clasa 1-a, a 2-a. Al nostru copil citește cursiv, ceilalți copii se chinuie să descifreze și nu este diferență de coeficient de inteligență, nici de moștenire genetică. În restul activităților copiii sunt extrem de activi intelectual, dar este clar că poți identifica cauza, poți diagnostica acolo în zona învățării. Copiii nu pot învăța în acest mediu și asta va lăsa urmări mari pe parcursul întregilor cariere academice. Ce să mai spun de cei care fac anumite discipline, cum ar fi medicina. Era o glumă cinică la un moment dat, peste 10 ani vom fi în cabinetul unui medic și vom întreba, mă scuzați, domnul doctor, când ați terminat facultatea, în timpul pandemiei sau înainte? Dacă va răspunde în timpul pandemiei, vom spune, mulțumim, căutăm alt cabinet. Pentru că încrederea în medicii care se formează în această perioadă va fi erodată. Cum faci o disecție pe YouTube, cum faci o extracție de nerv dentar pe YouTube și așa mai departe. Da? Deci aceste lucruri vor... În proiectul de reformă educațională făcut de profesorul Miclea și Daniel Funeriu, exista acolo o prevedere vis-a-vis de digitalizarea tot ce înseamnă educație, să fim pregătiți, adică sunt aceste prevederi legale în textul legii de mai bine de 8 ani de zile care nu le-au pus nimeni în aplicare. Probabil că dacă se puneau în aplicare, eram pregătiți. Și eram mai pregătiți, nu știu cât eram de pregătiți, dar cel puțin noi am învățat acum. Învăț Google Meet, învăț Zoom, învăț platformă Moodle, pe toate astea fiecare e diferit, fiecare funcționează diferit, stă platforma, nu stă platforma, Blue Button, încerci altfel, nu merge platforma, dai link Zoom, inventez, pe lângă asta vorbești la litere. Da. Foarte puțin oameni deschid camera. Există o încărcătură psihică foarte mare dacă nu vorbești în gol, dacă nu... Adică simți o criză a utilității foarte, foarte profundă. Eu cred că pe lângă medicii care au fost în prima linie în această epidemie sau pandemie, sectorul educațional va avea cele mai multe consecințe. Și de altfel, acum, criza aceasta sanitară nu a făcut ceva mai grav pentru educație.
a scos la iveală. A potențat sau eventual accelerat. A arătat de fapt cum suntem și cât de greu funcționează lucrurile, cât de greu putem să funcționăm. Am fost zilele astea la Cluj pentru că mi-am luat niște bibliografie pentru cercetarea la postdoctorat și am făcut o plimbare în complexul studențesc HD, unde am stat și eu câțiva ani. Este dezolant să nu vezi pe nimeni. Da, da, da. Eu nu am văzut așa ceva niciodată, nici măcar iarna când era vacanță și nu erau, tot rămânea cineva, nu este absolut nimeni. Da, 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 da. Asta descurajează, demoralizează, pentru că educația merge în paralel cu o anumită energie de formare, iar aceasta nu mai există. Da. Și contactul personal, față către față, până și apostolii scriau, vă scriu această scrisoare, dar așa doresc să vă văd față către față. Contactul neintermediat cu studentul, care creează acel soi de energie despre care spunea și Eliade, ucenicul care îți pune întrebarea necesară și îi vezi grimasa, îi vezi fața, este atmosfera care se creează în clasă prin discuții, mai ales în discipline ca ale noastre, în umanioare. Poate că și profesorii de științe reci simt aceeași frustrare, dar la umanioare este imposibil să predai la niște sticle și să fii entuziast, chiar dacă predai limbi clasice în cazul meu sau alte științe de acest fel. Într-o grupă din aceasta de studenți, trebuie să simți efectiv cum reacționează la o întrebare, dacă poți să mergi mai departe sau dacă nu poți să mergi. Da, da. Studentul nu spune că nu știe. Da, trebuie să-l vezi. Da. El nu spune că nu știe. Dacă își ridică ochii în tavan sau întrebați, întreb orice, dacă aveți întrebări, nu are nimeni întrebări. Ați înțeles, toată lumea tace sau zice toată că da. Înțeles, ca să nu. Și atunci eu, de exemplu, uneori făceam... Asta cu camera și microfoanele oprite. Asta cu camera și microfoanele oprite. Da. Dar și la sală reacționează tot la fel. Trebuie să ai o anumită pregătire sau să dibuiești momentul și atunci să încerci să te joci cu un concept. Da, și se vede un pic de claritate pe sală. Da. Iar educația online, educația digitală n-are cum să treacă această barieră. Vorbim de criză educațională, vorbim de criză socială, vorbim de criză economică, de criză politică. Da? Care sunt diferențele dintre acestea, dacă luăm înfeliat? Care e diferența dintre o criză socială și o criză politică? O criză socială și o criză economică? Poate că e destul de complicat de făcut această separare, dar ele sunt ca și în domeniul de cercetări interdisciplinare. Una declanșează pe cealaltă și o susține pe cealaltă și există acest cerc. Criza socială duce la o criză politică. Dar crizele politice acumulate, este o acumulare de crize politice, au dus de fapt la această criză socială. Și criza socială duce iarăși la crizele, insist pe treaba asta cu educația, pentru că nu putem să rezolvăm crizele sociale și politice fără educație. Am trecut prin două alegeri, două rânduri de alegeri anul acesta și discutam cu cineva care este tot profesor de mediul preuniversitar, ne-am dat seama încă o dată ce importanță au materiile care pentru norme nu contează. Cultura civică, religia, atât de mult disputată. Iar acestea două privite în tandem, dacă le-am luat în tandem, care nu se fac, sau se fac prea puțin, nu vreau să fac afirmații fără acoperire, dar nu sunt așa. Când vă gândiți că el e profesor de matematică sau de cultură civică, vă gândiți că ăla de matematică e mai știe ce face. Pentru că există o mentalitate poate mai puțin potrivită decât ar fi cazul. Și aceste două discipline neluate niciodată în seamă, nevalorificate, la care nu se dă bacalaureat și... Nu se dă bacalaureat, nu-i de viitor, nu-i de viitor ce înseamnă cultura civică. Fiecare face ce vrea, drepturi de genul acesta. Cresc neașezarea în societate. De la acest deficit de cultură apar conspiraționiștii. Știu ei, ați observat cum apar. Da. Știu ei de undeva, ori au auzit, se face, se nu se face, se întâmplă, se nu se întâmplă. Și
Iată cum o criză sanitară ne duce, să luăm companiile aviatice sau alte sectoare din economie, ne duce spre șomaj, oameni care nu mai pot lucra, da? Într-o universitate în care nu mai sunt studenți, nu mai este nevoie de pedagog, nu mai este nevoie de femei de servici, nu mai este, să luăm numai sectorul educațional. Criză sanitară, criză economică, criza economică ne produce asistat social, criză socială, gradul de sărăcie crește, apoi ai din nou, te reîntorci, ai o criză politică pentru că oamenii care sunt în șomaj, care au teoriile conspirației, această criză a fost creată de politicieni ca să ne manipuleze și mai departe, să întoarce împotriva politicienilor tot acest șarpe, da, care se creează din, sau tot acest lanț cu verigi. Foarte interesant. Politicienii ne spuneau, nu ieșiți din case, stați acasă că îi protejați pe ceilalți. Vin alegerile, vă rog să ieșiți din case, veniți la vot. Interpretare. Grilă hermeneutică pentru de ce românii n-au ieșit la vot. Nu pentru că au vrut să ne amendeze pentru proasta comunicare și pentru proasta gestionare a acestor 4 ani, ci pentru că s-au temut de pandemie. Permanent, la orice partid politic am văzut această explicație. Oamenii s-au temut de pandemie și n-au ieșit din case. Personal nu cred că este adevărat, cred că este o amendă pe care votanții au aplicat-o politicienilor. Dar vedem toate aceste componente întrepătrunse, ca într-un amestec. Nu poți să tragi de o criză fără să trebuiască să o analizezi și pe cealaltă. În Avuția Națiunilor, Adam Smith vorbește despre mâna invizibilă din economie, care e o metaforă și care are rolul acesta de această mână invizibilă de a regla cererea și oferta și tot ce se întâmplă în economie, în așa fel încât prețurile să fie viabile, toată activitatea pe piața muncii și tot ce decurge de aici. Această mână invizibilă, spune Adam Smith acolo, că dacă tu urmărești binele pentru tine, rezultă că se întâmplă bine și în societate. În sensul de antreprenoriat, în sensul de acțiune economică. Și există această mână invizibilă la mai multe scale din societate, și în educație, și în politică. Dar în momentul în care se intervine prea mult, se pierde acest echilibru care țin lucrurile, putem să zicem, o mistică socială, că dacă tot e metaforă. Iar vis-a-vis de ce a spus dumneavoastră de alegeri, de Citeam un clasament. Peste 67% dintre români nu au fost prezenți la alegeri. Da, da. Adică dacă privim așa lucrurile și niciun partid să nu treacă de 10% raportat la populația care este înscrisă pe listele de votanți, asta vorbește despre o criză socială concomitentă cu una politică sau care se vede în politic. O criză socială care se vede în politic și cred că cei 67% care n-au fost la vot, nu cred că au amendat clasa politică. Cred că există o doză de aroganță în societatea noastră. M-am uitat la media europeană, este peste 53% prezență la vot. Interesant. M-am uitat la ultimele alegeri parlamentare în Austria, 59%. Wow. 60%, adică când 6 oameni din 10 stabilesc. M-am uitat, de exemplu, în Austria, să văd care este evoluția, mai ales în Europa Centrală. FPO, Partidul Libertății din Austria, înainte cu 4 ani, avea un boom. După ce a fost cu liderul lor un scandal, scandalul care a fost cu rușii și cu fica lui și anumite probleme de dat atenții, după 4 ani au scăzut cu vreo 13%. Wow. Mm-hmm. Asta arată o societate foarte matură. Și activă. Și activă. Da. La noi nu există amendat partidul. Mm-hmm. Uitați că partidele care au greșit cel mai mult parcă se mențin și dă senzația de revitalizare. La noi este personajul. Da, la noi este personajul. Și e nevoie de o resuscitare
a interesului civic, fără această resuscitare... Este o componentă care s-a resuscitat, această surpriză a unui partid cu un program naționalist, cu accente filetiste, cu un discurs foarte aproape de discursul religios, lozincard, cu lozinci din acestea care mi-amintește de retorica lui Dan Puric, aur. Da? Deci noi suntem foarte surprinși de apariția acestei forțe politice, dar dacă ne uităm împrejur, nici alte țări, cum ar fi marele civilizații politice, Marea Britanie, Franța, chiar austriecii, polonezii, vecinii noștri maghiari au partidele lor extremiste. Nouă ni s-a întâmplat un pic mai târziu, să fie asta o legată de pandemie, este o creație a serviciilor, anumite servicii în colaborare cu alte forțe religioase. Nu, aici este o parte activă a societății, nu este chiar și o anumită mobilizare într-o anumită direcție pe această dungă retorică. Eu nu cred că este o întârziere apariția acestora. Eu cred că au existat. Aduceți-vă aminte, în 2000 a apărut PRM-ul cu șanse reale de câștig. Dacă nu era liderul atât de contestat, sunt oameni care și astăzi regretă, dar nu au avut ce face că au votat cu Iliescu în 2000. Adică, răul cel mai mic. Răul cel mai mic, care nu știm cât de mic a fost. În 2010 a apărut PPD-ul, partidul lui Dan Diaconescu. Și acum, iară, parcă din 10 în 10 ani, a apărut această alianță pentru unitatea românilor. Citeam un analist, un gazetar, care a spus că AUR este la ora actuală, la o scară mai mică, ce a fost Băsescu în 2004 pentru România. Un vot antisistem, nu erau șanse. Au încercat tot felul de reciclări cu Stoloșan, cu... dacă nu era acel vot de blam antisistem, nu câștiga PDL-ul în 2004. Așa. Eu m-am gândit azi dimineață că am mai citit niște analize vis-a-vis de AUR și sunt 500.000 de voturi date. M-am gândit, am făcut o raportare, pentru că foarte multă lume nu crede în existența lor reală. Crede că sunt aici trei colo și m-am gândit că sunt cam cât suntem noi, comunitatea evanghelică. 500.000. Undeva la 3 și un pic la sută din totalul populației. Și m-am gândit la comunitățile noastre, cu biserici mari, cu comunități, cu filiale. Nu? Este ceva care poate să construiască universitate, care poate să construiască niște școli, niște licee confesionale, grădinițe, să facă un construct de etos care să lanseze populației. Mie mi se pare că atunci vom putea vorbi cu adevărat de o mișcare în țara aceasta, când, vis-a-vis de AUR mă refer, când aceștia se vor grupa mult mai bine și vor fi mult mai organizați. Dar apariția lor este datorată în mod special la acest moment. Poate că revenea peste mai mulți ani, nu chiar acum, dacă nu era pandemia. Eu m-am uitat, de exemplu, dacă am stat acasă, m-am uitat la multe canale. Am avut senzația uneori că pe fiecare canal este o altă pandemie. Pe fiecare canal... Interesant spusă. Pe fiecare canal erau alte pericole. Pe un canal masca te omora, pe unul masca te salva, pe unul te umilea. Pentru că s-au pus problema și din punctul ăsta de vedere. Pe dumneavoastră vă deranjează masca când mergeți la cumpărături? N-aș putea spune. Sunt cu o patologie pulmonară veche, dar nu, m-am obișnuit. Cred că după mască m-am întors de cele mai multe ori la mașină după ce am coborât în toată perioada asta. A fost obiectul după care nu m-am întors după plasă. Uneori nu m-am întors după bani, dacă erau cash, ziceam, las cam cardurile la mine sau lucruri de genul ăsta. Nu m-am întors pentru
geanta cu laptopul, că zis, lasă mâna Domnului, dar după masă m-am întors de fiecare dată. Deci n-am o reacție viscerală împotriva purtatului de mască. Probabil va deveni un obiect de, deja a devenit un obiect de, aproape ca un obiect de îmbrăcăminte. Un accesor. Logo-uri, da, tot felul de imagini. Ce face acest partid AUR sau Alianță? Scoate la discuție niște lucruri pe care clasa politică le-a refuzat în ultimii ani. De exemplu, sunt foarte, foarte porniți în ceea ce privește forma educației. Nu știm ce înseamnă, că nu spun la ce se referă și ce înțeleg ei prin reformă sau dacă înțeleg să facă reformă. Spunea la o emisiune, garanta 100%, Daniel David, rectorul Universității din Cluj, că la ora actuală licența este ceea ce a fost cândva bacalaureatul, liceul. Deci, criza, și eu am spus într-un articol acum câțiva ani că socotez facultatea ca o recuperare a liceului. Dar facultatea cine o recuperă? Cine ajută să se devină un profesionist licențiat? Licențiatul era totuși cineva. Dar scoate AUR la iveală niște probleme foarte, de exemplu, acum poate că ați văzut, sunt sigur, înrolarea în armată. În armată, da. Armata obligatorii, din nou. Și sunt televiziuni care au făcut sondaje pe stradă. Foarte interesant că tinerii vor mai mult armata decât poate generația noastră. Da. Care a trecut prin armată. Iar asta spune ceva iarăși despre criza socială. Mărturisesc că și eu mi-aș dori pentru unii armata obligatorie. Pentru anumiți reprezentanții unei anumite generații. Este posibil ca acest proiect de lege privind reintroducerea stagiului militar să fi fost luat de domnul Georgescu, care locuiește în Austria și care este propunerea lor de prim-ministru, pentru că în propunerea lor spune, dacă nu faci stagiul militar, trebuie să faci 6 luni practică la un ONG, ceea ce se întâmplă în Austria. Da, e modelul austriac. Trebuie să faci. Iar, care, printre altele, este un model interesant analizat, modelul austriac. Da. Este un model care ajută, printre altele, la o integrare pe piața muncii. În aceste 6 luni, dacă nu vrei să mergi într-o unitate militară, mergi la un cămin de bătrâni, înțelegi viața. Mergi la pompieri, faci practic acolo, mergi cu ei pe teren, dai un furtun. Ceva, un tub de stins. Este o întâlnire nemediată cu viața. Este o întâlnire cu realitatea de vreme care te ajută să-l respecti pe celălalt, pe care altfel... Să vezi ce înseamnă ierarhie, ordin. Ați văzut la noi în ultima perioadă câtă aroganță este când beneficiem de anumite servicii. La spitale, cât scandal se face, cât... Pentru că credem că dacă am venit, s-a încetățit replica asta, trăiți din banii contribuabililor, sunteți angajații noștri. Și eu sunt contribuabil. Așa, și atunci, în țările astea educate, în care se întâmplă o corectare de devreme, nu se întâmplă. Dar asta este iarăși în paralel cu un sistem educațional foarte bine pus la punct. Exact. Nu poți schimba o rotiță din tot sistemul, o rotiță din țată, fără să se îmbuce cu alte elemente din social care să ajute spre acolo. Acolo este o școală primară serioasă, pe care se construiește un gimnaziu serios, pe care după aceea se construiește școlile de meserii foarte bine gândite în Austria. În paralel, copiii pot urma echivalentul a ceea ce noi spunem liceu și apoi universitatea este ceva la care foarte, foarte puțin ajung. Facultatea este chiar facultativă, nu este atât de accesibilă cum este. Numai cine nu vrea să facă facultate în România zilelor noastre mai face. E foarte interesant și aici e un alt lucru, pentru că ai menționat de faptul că sunt niște teme care sunt reactualizate, unele reîncălzite, altele teme noi. Foarte mulți evanghelici au votat AUR și foarte mulți din diaspora. Sunt aceste două segmente care ne interesează. Oare de ce?
diaspora care părea să fie pro-USR, pro-progres și evanghelicii care păreau în general orientați spre un anumit tip de dreapta? Sunt mai multe cauze, nu pot să spun că le-am identificat pe toate, dar una dintre cauze, nu pot să zic că prima sau cea mai importantă, este și o derută de la amvon. Mm-hmm. Există și o derută poate totuși față de alte confesiuni din zona asta evanghelică. Mă refer în mod special la pentecostal, de unde eu provin. Mm-hmm. Noi avem membri de partide în toate partidele. Mm-hmm. Grea situație. Am avut și miniștri din toate partidele, mm-hmm, de-a lungul timpului. Iar asta, raportându-te la scripturi și la învățătura Bibliei, te duce într-o zonă pe care nu o înțelegi. Mm-hmm. Știu undeva în care din aceeași biserică au fost oameni cu funcții de demnitate publică din partide diferite. Vă dați seama că fiecare avea familia lui, fiecare avea sfera lui de influență, fiecare... Iar lucrurile astea se răspândesc la generația tânără și se creează o derută sau o derivă. În diaspora s-a mers foarte mult pe revoluția conservatoare propusă de Trump încă de acum 4-5 ani de zile, care n-a funcționat. Și care de fapt a dus la un conflict cultural care a făcut falia din societate mult mai adâncă și destul de greu de reconciliat. Diaspora este un studiu de caz în sine. Totuși, dorul de casă, aproape oriunde am fost în diaspora, toți au de gând să vină acasă, cel puțin declarativ. Da. Te gândești de două ori la cei care și-au cumpărat case, care deja s-au înșurubat bine în societate, dar nu toți sunt înșurubați în societate sau oricum mai puțin de 50%. Sau trăiesc între două lumi. Sau trăiesc între două lumi. Și atunci când apare, l-ați ascultat pe domnul Georgescu. Da. Da? L-am ascultat și eu de mai multe ori. Aproape că nu prea ai ce să reproșezi când vorbește. Îl simți ca un apărător al neamului. Cineva de care aveam nevoie. Uh-huh. Și în mentalul colectiv al evanghelicilor există nevoia de liderul de care avem nevoie să ne scoată, da, să ne scoată din acest echivalentul Moise. De aia există niște fani vis-a-vis de oamenii mai vocali. Uh-huh. Pentru că simt nevoia să fie reprezentați. Cineva îi va salva, cineva îi va scoate din această stare de minorat, dacă să vorbim în termeni mai filozofici. Uh-huh. Și atunci diaspora, și eu am cunoștințe și chiar din familie care, eu vă mărturisesc sincer, chiar dacă predau la științe politice, printre altele, eu am aflat la rezultatele alegerilor că există aur. Am văzut, pe internet, dar nu i-am luat în seamă. Da, 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 dar mulți zic același lucru și oameni care au făcut statistici, sondaje, oameni de specialitate, că a fost ceva care a trecut sub nivelul radarului. Asta mi se pare fascinant și interesant. La prezentarea exit poll-urilor la ora 9, când toți s-au dat numărătoare, eram absolut convins că sunt niște exagerări în câteva secții și că vor scade... Da, deci cum poți de la 1% să ajungi la 10% în câteva luni? Un analist politic, cred că putem da și numele, Cristian Tudor Popescu, spunea, se numea acest partid Partidul Moaștelor. Și explicația lui cauză-efect era următoarele lucruri. Asta ne interesează și pe noi, fenomenul religios legat de acest tip de discurs politic. Pentru că, spunea dânsul, acest partid al moaștelor, închei ghilimelele, s-a construit pe ultimele evenimente, pelerinaje care au avut loc. A fost Sfântul Andrei, a fost Sfânta Paraschiva, le-am luat în ordine inversă, Sfântul Dumitru. Pe aceste evenimente s-a creat la nivel de persoană, comunicare de la om la om, nu pe Facebook. Oamenii ăștia au fost cumva
blocați chiar de administratorii media. Au fost, ei nu au apărut pe sticlă la televiziuni foarte mult, au apărut pe Facebook, dar au fost cenzurat discursul, dar au dus un discurs, au apărut la pelerinaje, au apărut la Iași, au apărut la Constanța și au stat cu cojocul pe ei și cu manifestul în mână, au discutat cu oamenii și iată, așa spune dânsul, pe fondul pelerinajelor ratate de Biserica Ortodoxă Română s-a construit acest partid care a dat voce tuturor celor frustrați care n-au putut să facă coadă la Sfânta Paraschiva, spre exemplu. Și aici nu vorbesc fără respect, vorbesc cu respect pentru credință. Nu, eu sunt evanghelic, dar nu am lipsă de respect pentru acești oameni care au credința pe care o au. Eu cred totuși că noi evanghelicii ne-am comportat în această pandemie mai prost decât era de așteptat. Am văzut postări de la pastori, să zicem tineri, în care atacau nebiblic orice regulă. Eu găsesc la Sfânta Carte că se recomandă să fii supus autorităților și să le respecti atâta timp cât nu te obligă să faci lucruri care nu sunt de acord cu valorile morale biblice. Dar nu găsesc că te obligă să faci program de 200 de oameni, de 300, de 400, cu ce frecvență, la cât întâlnire. E indicat să te întâlnești, să stărui în învățăturile apostolilor, să iei cina Domnului, să faci aceste lucruri care dau viață bisericii. Și asta denotă faptul că noi nu avem o comunitate foarte bine educată, nu am lăsat-o să fie independentă din punct de vedere spiritual. Dacă, de exemplu, se întâmplă să pleci undeva un an și n-ai acces la biserică, ce faci? Ai pierdut credința? Nu mai există treaba asta. Și mă duc în zona aceasta de pelerinaje, care cred că cei din Aur au avut tot interesul să facă această tensiune, a fost oprit de polițiști, a trecut de filtru, n-a trecut de filtru, au venit avocații, n-au venit avocații. La un moment dat aveai senzația că este un început de război, așa, de conflict, ca și în fosta Iugoslavie. Și am identificat această doamnă cea mai vocală din această alianță, care la un moment dat striga pe o scenă, nu știu exact unde: chiar dacă voi muri eu că nu port mască, chiar dacă vom muri echipa noastră, suntem în stare să facem orice ca să câștigăm dreptul, pentru că alții vor veni după noi care vor lupta. Și există identificarea aceasta cu omul care e gata să facă asta. Da, da, da. Și politicienii noștri n-au făcut asta. Da, e interesant. Îmi vine acum în minte un comentariu vis-a-vis de doamna Șoșoacă, care este un personaj cu totul special și, în ce mă privește mine, nefrecventabil, dar spunea conlocutorul meu: domnule, cel puțin e vie, adică militează pentru ceva. Ori acest tip de militantism a fost îmbrățișat, cred că și de evanghelicul român naiv, care vede, uite, cineva care se luptă pentru ceva. Domnule, oameni din ăștia ne trebuie. Dacă o să ajungă ăștia în Parlament, noi o să le încredințăm și cauzele noastre și o femeie ca asta, care e dinamită, o să ne ducă cauzele mai departe. Cu grijă maximă spun că și în comunitățile noastre sunt apreciați cei care strigă. Da, da, da. El e cu carte, el e cu studiu. Contra-argument. Așa, da, zice, măcar ăsta te ține. E greu să stai o oră, o oră și ceva. Va fi o mare provocare, vine acum în minte, reluarea programelor de 3 ore după o oră jumate. Da, da, da. Va fi o mare provocare. Va trece, până la urmă criza, etimologic vorbind, e un moment de cotitură. Este o situație de acumulare de decalaje, de probleme într-o societate care la un moment dat strigă. Cineva zicea că depresia este modul în care corpul îți comunică că ajunge. Criza este modul în care societatea spune că ajunge, că este deja prea mult. Dar, de exemplu, în limba chineză, criza are două sensuri egale. Și pericol și oportunitate. Eu cred că
oamenii care se vor ridica și vor putea face ceva după această criză sunt cei care identifică oportunitățile în sensul de a reface, nu în sensul de oportuniști. De a reconstrui. Și cred că aici comunitatea noastră evanghelică ar merita să reflecteze mult mai mult. Da, aici vine pe o chestiune toxică și leg în continuare de fenomenul politic și de evangheliști mulți care au votat aur cu această, cu această spaimă escatologică. Vine Domnul, este ultimul veac, sunt ultimele zile, vremurile din urmă, vine judecata și pe fondul ăsta al unei pandemii prelungite, a unei crize economice evidente, a unei crize sociale consecvente crizei economice, după ce se rostogolește asta de un an de zile, oamenii au niște așteptări escatologice maximale, maximizate și sunt gata să facă gesturi necugetate. Și am văzut acest spirit de urgență. Gata, e ultimul tren, ultimul veac, ori acum, ori niciodată, genul ăsta de retorică catastrofică. Una este să ai o criză și alta este să o interpretezi catastrofal. Există un segment în Biserica Evanghelică unde există un vis apocaliptic. Uh-huh. Speră să fie parte dintr-un proiect mare, din ceva ce se întâmplă. Da, da. Noi suntem generația ultimă. Noi suntem generația ultimă, uite semne, uite așa. Da, da. Dar, pe de altă parte, cred că ceea ce s-a întâmplat vis-a-vis cu evanghelicii care au votat aur, nu știu cât este greu de cuantificat acest lucru, se datorează și faptului că biserica în general a încercat să amendeze sau să sancționeze societatea uitând să se reformeze pe ea. Și atunci când apare această situație, încep să cauți pe cineva care caută reformă. Există o căutare lăuntrică de reformă permanentă și în viața poporului Israel. Cu toate împiedicărilor lor pe traseu, a fost această căutare de reformă, de a ne reconstrui, de a ne reclădi, de a fi în acord cu ceea ce știm noi că ar trebui să fim. Și atunci apare un discurs din asta, ok, au și ei pastea, dar stai, pe ăștia, noi am ales că-s răul cel mai mic. Pe ăștia noi am ales că... Și dacă facem niște liste... Și plus, aurul reprezintă foarte bine anumite familii. Ați văzut că au intrat foarte mult soț-soție, parteneri. Și eu m-am uitat puțin și mi se pare că la comentarii pe Facebook la aur, m-am uitat în ultimele 4 luni, există niște analize la Facebook vis-a-vis de George Simion, acest lider. Este de 4 ori mai activ și a intrat în interacțiuni pe Facebook decât Gabriela Firea, care este pe locul 2. Adică undeva la 2,5 milioane de interacțiuni pe lună. Iar aici ar merita văzut în ce măsură generația născută între anii 50 și 70, care și-a făcut recent Facebook, în găsirea colegilor de liceu pentru nepoți, să fie pe grupurile de la grădinițe, de la școală sau unde se implicați. Mulți și-au dus copiii la bunici. Da, da. Și cad foarte ușor pradă internetului. Zice, o zis pe internet. Înseamnă că e adevărat. Da. Fără să mai existe acest filtru. Iată o idee interesantă, că în plasa asta au căzut generația 50-70 de ani, care printre altele, și foarte, foarte interesant ce spui, ar merita analizat acest lanț cauză-efect. Apare o personalitate care nu poți să zici că nu este carismatic, George Simion. M-am uitat la un moment dat la o filmare din mașină și printre altele predau studenților retorică. Are un spirit retoric intuitiv. O siguranță. Și o siguranță, da. Deci omul ăsta te poate convinge că luna este neagră fără niciun fel de efort. Are o siguranță de sine și o carismă personală care, iată, a convins pe oameni care sunt mult mai ușor de... Și că actualul sistem nu te lasă să vezi luna neagră. Exact, exact, da. Și ei știu că actualul sistem greșește. Da. Și atunci se creează, dacă...
Și asta pe fondul unui sistem care ne-a învățat că cu tipul de discurs magister dixit, dacă s-a zis de la amvon, dacă deci avem în amvon un tip care, nu în toate amvoanele, dar este un tip al predicatorului care nu are curaj, dar are tupeu, nu are argument, dar are decibeli, nu are neapărat studiu și în spate și pregătire, dar are siguranță de sine. Și în momentul când suprapui imaginile acestea cu un anumit tip de escatologie, de asta de urgență, cu un anumit egoism, vreau să fiu parte din acel proiect, sunt ultima generație, acum vine Domnul, gata, e apocalipsa, devine explicabilă suprapunerea dintre... Când un jurnalist l-a întrebat pe Părintele Teodosie, dacă cineva moare la acest perinat, ce se întâmplă? Uh-huh. Și a răspuns că pleacă la Dumnezeu. Uh-huh. Și au fost mulți oameni care au zis, da, mă, dacă mor, pleci la Dumnezeu. Da. Și desigur că nu au fost proporțiile precum s-au așteptat și cum au fost zvonurile, dar s-a creat treaba asta. Da, uite, da. Pentru Dumnezeu face sacrificii, se luptă cu statul. Uh-huh. Cineva ține piept, în sfârșit nu se lasă. Desigur că a recalibrat alte partide, dar la fel cu și cu doamna de care vorbeam mai înainte, și dacă murim noi, se identifică cu biserica. Uite-mă, până la urmă, ortodoxii, uite oamenii care țin țara asta. Dar confundarea dintre ortodoxie și naționalism, pe care ei o prezintă ca patriotism, este poate... cel mai periculos din această aleță. Asta nu au luat, cred, în vedere confrații noștri în momentul când s-au îndreptat spre asemenea formațiuni, să legitimeze asemenea formațiuni, că asemenea formațiuni vor privi ca dușman al nației și noi am mai avut tipul ăsta de discurs în România. Nu ești ortodox, nu ești român. Și să fim cu ochii pe acest tip de discurs de aici încolo, pentru că s-ar putea să fie trestia în care ne-am sprijinit și ne-a străpuns mâna. Dacă vă aduceți aminte, în 2000, deși eram destul de copil, se zvonea foarte mult că Vadim Tudor este evanghelic. No, da. S-a mers foarte mult pe treaba asta. Da, și în comunitatea evanghelică, creștin după Evanghelie, nu-i creștin după Evanghelie, baptist, nu-i baptist, cum vorbește, are har, da, da. Are ceva totuși. Da, da. Uite, împotriva ăstora. Vedeți, parcă s-a reluat, s-a luat de acolo și s-a mutat din coace. Să nu uităm că același Vadim Tudor, la un moment dat, făcea o declarație de genul, în fiecare familie este cancer și există boală de cancer. Așa este și în familia noastră, referindu-se la evanghelici și la firul evanghelic din familia dânsului. Deci același personaj care face parte din lumea aia poate să-și renege și iată ceva care pare a servi unor scopuri religioase, ceva care pare a servi unui anumit segment din lumea evanghelică care s-a ideologizat în direcția aceasta. Și atunci se pune întrebarea, e necesar să se facă o cultură civică de la amvon sporadic? Grea întrebare. În măsura, sau înainte de alegeri? În măsura în care ne uităm în adevărul și istoria Scripturilor și aceasta ne dă destulă învățătură pentru, cum spune Cartea Proverbe, Cartea Proverbe pretinde dreptul de a ne educa și în privința relațiilor sociale. Și cred că orice adevăr este adevărul lui Dumnezeu până la urmă urmei. Teorema lui Pitagora sau tabelul Mendeleev, dacă sunt adevărate, sunt parte din adevărul lui Dumnezeu. Și adevărul în politic este tot adevărul lui Dumnezeu. Ori cred că atunci când vedem bisericile că se duc într-o anumită zonă periculoasă, cred că este datoria păstorilor, a liderilor eclesiali, să pună mâna pe cărja pastorală, încovoiată la capăt, să tragă oile înapoi, să strige, este pericol, nu vă băgați acolo în mlaștina aceea care are deasupra iarbă, dar în momentul când te-ai afundat în ea, te soarbe. Biserica, e complicat să tragă de cârjă, pentru că se întâmplă în biserică și un fenomen de bătrânire,
de pensionari, preponderent, care simpatizează cu anumite grupări politice. Și atunci e foarte greu să împaci pensia cu valorile Scripturii. Nu știu dacă mă înțelegeți. Înțeleg ideea. Noi nu putem să transcedem treaba asta. Și e foarte complicat să asta e până la urmă o chestiune de viziune și de strategie spirituală. Și pe termen lung. Și pe termen foarte lung. În momentul în care pentru a-ți menține punctul de pensie sau anumite beneficii sociale pe care ți le promite anumite grupări politice, ești în stare să sacrifici copiii tăi care poate prin Italia, prin Spania sau care se chinuie pe un minim pe economie în țară pentru a fi tu la siguranță. Iar asta e destul de complicat. Eu am fost într-o biserică, nu vreau să dau detalii, în a doua zi a votului de la referendum pentru familie din 2018, duminica, în 7 octombrie, dacă nu greșesc, și dimineața și seara, și s-a făcut prezența la vot cu ridicare de mână în biserică. Cine n-a fost, trebuia să plece la vot. Mi-aș fi dorit foarte mult, vă spun sincer, să fi văzut atâta sârg pentru a ridica mâna pentru probleme serioase, pentru oameni care nu mai vin la biserică, pentru copii pierduți pe traseu, pentru cei care sunt în probleme serioase spirituale. Da. Pentru că biserica are și acest rol de oblăduire a rănilor. Da. Eu nu înțeleg de ce atunci au făcut acest demers susținut și acum nu. Da. Iată o discuție incomodă, iată o discuție dificilă, o analiză a firilor care au rămas deșirate din țesătura politică de după ultimile alegeri și ne uităm la evanghelici din România și vedem că există multă împărțire, mult resentiment, multă acreală, multă amărăciune. Și în același timp și între evanghelici a fost absenteism, a fost nepăsare, a fost lipsă de grijă față de propria persoană și față de aproapele prin participarea la acest exercițiu democratic. Pe de altă parte s-au dus la vot și au votat virtutea unui impuls, pe de altă parte a fost cu totul nepăsare. Ce învățăm din asta? Ce le-am spune celor care se uită, ascultă și peste 4 ani vor trebui să meargă din nou să meargă la vot? Ce vom avea atunci? 20% prezența la vot? Neimplicarea este tot implicare, dar în sens negativ. Și asta societatea românească nu înțelege și ar mai fi bine de precizat faptul că vis-a-vis de absenteismul evanghelicilor la alegeri, faptul că egoismul nu este o caracteristică spirituală sau biblică. Adică la alegerile locale, ca să ne fie bine la noi pe stradă sau în cartier, am făcut acest efort. Atunci nu ne-am temut de virus sau de alte argumente pe care le-am invocat acum în decembrie. Iar acum este o datorie. Faptul acesta nu este bine subliniat la noi în comunități. Faptul că ai de la a-ți plăti impozitul, de a nu fi restanțier pe scara blocului, de a nu munci la negru, de a nu munci la negru, de a face asigurare pe numele tău, de o grămadă de chestii care s-ar putea evita în componenta economică a vieții unei familii. Dacă acestea ar fi mult mai bine subliniate, cred că s-ar înțelege niște lucruri. Foarte mulți evanghelici nemulțumiți, hoți, toți sunt așa, toți sunt... Dar nu este o soluție neimplicarea. Da. Și simpla etichetare, ăia scoți, ăia sunt așa, ăia așa, diagnoza nu vindecă, ci măsurile aplicate atunci... Este foarte folosit acest citat care este atribuit lui Edmund Burke, dar nu știu dacă este a lui, că ca răul să triumfe este suficient să... Cei buni să nu facă nimic. Era simplu, 5 minute, 3 minute a durat votul. A durat 3 minute, s-a votat în condiții optime. Eu am fost ieri să cumpăr niște lucruri. Eu cred că au fost 15.000 de oameni
S-a parcat pe DN1 la un moment dat. Wow. Nu e virus acolo? Da, da, da. Nu da. E... Și totuși, eu am auzit pe cineva o lună, două, care erau clar că nu simpatizau cu actuala guvernare și păreau niște oameni de afaceri. Zice, nu știu ce fac ăștia cu economia, zice, da, mișcă. Ceva se întâmplă. Erau și ei surprinși că criza asta, pe apetitul, banii care nu s-au consumat în concedii, alte aspecte, lumea n-a fost sigură, s-a născut un apetit de cumpărături acum care să anestezieze puțin, să sedeze starea de fapt a lucrurilor. Mulțumesc încă o dată, lector universitar dr. Laurențiu Petrila, pentru participarea la emisiune. Sunt, dragi prieteni, întristări și pe bună dreptate după ultimul exercițiu democratic al românilor și multe teme de gândire. V-am lansat mai multe teme la care să cugetați, să vă gândiți și sper, cel puțin în dreptul comunității evanghelice, ca peste 4 ani, indiferent ce ați vota, nu facem campanie pentru nimeni, am încercat să analizăm cât se poate de onest ce s-a întâmplat, indiferent ce ați vota, să votați, să mergeți la vot, pentru că nu este doar pentru voi mai bine, ci pentru copiilor noștri putem să semnăm sau să fim nepăsători pentru destinul lor. Vă mulțumesc!